în această vizită oficială împreună cu primul ministru și cu câțiva dintre ministrii din Guvernul României. Agenda este foarte încărcată, foarte importantă pentru ministrul culturii, care am mai multe întâlniri importante. Dincolo de ceremoniile legate de vizita la Palatul Elisee și la întâlnirea cu primul ministru, întâlnirea cu președintele Senatului, am avut o întâlnire cu directora generală a Bibliotecii Naționale a Franței, în care am discutat despre posibilitățile de cooperare între Biblioteca Națională a Franței și Biblioteca Națională a României și de asemenea cu Biblioteca Batianeum din Alba Iulia, care este o secție, o filială a Bibliotecii Naționale a României. Mâine voi avea întâlniri cu reprezentanții unui teatru important din Paris, Teatrul de la Ville, care este un partener de câțiva ani al Festivalului de Teatru de la Sibiu și care are proiecte foarte interesante. Voi mai avea o întâlnire cu reprezentanții Centrului Național al Cinematografiei Franceze pentru posibilitatea unei noi convenții cu Centrul Național al Cinematografiei din România pentru producția de filme comună. Și voi mai avea o întâlnire importantă cu Ministrul Culturii, în care voi evoca diverse posibilități de cooperare între cele două ministere. Cred că această delegație la nivel de prim-ministru, la care particip acum, este poate cea mai importantă delegație care s-a făcut de pe vremea lui Petre Roman în Franța, pentru că numără foarte mulți miniștri francofoni, unii dintre ei formați în Franța, ca și mine, care au fost primiți cu brațele deschise aici, cu o mare așteptare. Simt într-adevăr că relațiile româno-franceze cunosc un nou moment extraordinar. Am fost foarte bine primiți. Aștept și mâine să văd cam care sunt reacțiile instituțiilor de cultură, dar după ziua de astăzi pot să vă spun că nu avem decât vești bune. Domnule ministru, da, că tot vorbeam de vești bune. Tot așteptam de la mai multe guverne niște vești bune în legătură cu Brâncuși, respectiv cu Cumințenia Pământului. Scuzați-mi cacofonia, dar asta este limba română. Ce se întâmplă, având în vedere situația care a fost creată de Parlamentul României? În momentul de față, Ministerul Culturii nu are banii necesari. Ce vom face în această privință? Ne mai menține dreptul de preemțiune? Revenim asupra lui? Cred că trebuie să recadrăm un pic discuția, să o vedem mai larg. Ministerul Culturii va trebui să inițieze anul acesta, conform unei legi date de Parlamentul României anul trecut, studiu pentru un nou muzeu Brâncuș la Târgu Jiu. Și aici am solicitat ajutor din partea Muzeului Național de Artă Modernă din Paris, care știți că adăpostește atelierul lui Brâncuș, adăpostește în afară de atelierul lui Brâncuș și alte câteva piese ale lui Brâncuș în colecția permanentă. Și avem nu încă promisiunea, dar avem gândul lor de a participa practic la conceptul acestui muzeu. Mi se pare un lucru foarte important și de asemenea i-a mai rugat ceva ca cu titlul temporar, din când în când, să expună una dintre marile sculpturi ale lui Brâncuș în acest nou muzeu la Târgu Jiu. Ar fi un gest extraordinar pe care statul francez l-ar putea face, dat fiindcă Brâncuș a donat întreaga moștenire, întregul atelier de sculptură statului francez atunci când a murit. Știu că e o suferință în legătură cu Cumințenia Pământului. Știți că Ministerul Culturii nu are bani pentru exercitarea dreptului de preemțiune și acest lucru e o suferință și cred că ar trebui să ne gândim cu toții la posibilitatea de a crea un fond național din fonduri private, pentru că e clar că statul se codește să investească, e o chestie de buget, e o chestie de parlament. Atât a putut Parlamentul României să adopte ca buget de stat pentru anul 2016 și mă întreb dacă n-ar trebui să creăm un fond național din fonduri private, gestionat de un consiliu independent pentru exercitarea dreptului de preemțiune de către Ministerul Culturii pentru artă românească. Iar acest lucru, cred că aceste lucrări care ar putea fi achiziționate pe piața liberă din România sau chiar din străinătate,
să meargă în muzee din țară, la București sau în alte locuri, poate în muzee mai puțin bogate din țară, unde să rămână în circuitul public. Dacă statul nu are bani, poate că sunt anumite persoane particulare, anumite grupuri, anumite firme care sunt mai înstărite și care pot să facă ceva pentru cultura română. Și cine ar fi proprietarul, dacă ar fi vorba de fonduri de la firme private? Deci vorbim de dreptul de preemțiune al statului român și ar trebui să fie exercitat cu bani din privat. Cine ar fi proprietarul? Da, ar fi un fond național, practic, ca un fel de donație pe care persoanele particulare le-ar putea face, inclusiv prin acei 2% care se declară la declarația fiscală. Acești bani ar fi, practic, ar deveni un fond public și ar trebui să fie gestionat de un comitet independent în care Ministerul Culturii n-ar trebui poate să aibă decât un membru, cu reprezentanța ai donatorilor, așa cum se face, de pildă, în țările anglosaxone, iar proprietarul ar fi muzeele în patrimoniul cărora ar intra aceste opere și cu o placă de desubt, așa cum în toate muzeele lumii, achiziționat prin subscripție publică sau prin donația cutării societăți sau firme. Lucrul ăsta se face și la Louvre, se face și la Tate Modern, pentru artă contemporană, se face și la Prado, nu? Adică atunci când statul nu poate, din diverse motive, să acopere cheltuielile unei opere importante, există oameni care sunt dispuși să o facă și memoria lor este păstrată în muzeul în care se conservă această piesă. Mi s-ar părea un gest important. Până la urmă, Ministerul Culturii are 0,1% din PIB-ul României. E clar că nu va putea face cu acești bani să țină în continuare toate muzeele, toate instituțiile de cultură, să plătească toate salariile artiștilor și să achiziționeze și piese de pe piața liberă de artă. Și atunci măcar să dăm un semnal că există oameni care pot să facă lucrul ăsta. Da, noi vrem să facem un muzeu Brâncuș la Târgu Jiu, în condițiile în care până acum n-am fost în stare să includem în patrimoniu UNESCO ansamblul Brâncuș de acolo. N-am fost în stare, e adevărat, până acum nu a fost inclus, însă este totuși există un dosar consistent în legătură cu cu Calea Eroilor, cu ansamblul monumental. El va trebui refăcut, pentru că a fost făcut poate nu în condiții suficient de profesionale, de profesioniste, și va trebui din nou depus. Știți că în legătură cu înscrierea în patrimoniu mondial UNESCO, există multe exemple de dosare care au fost respinse și după aia au fost reintroduse. Dosarul Brâncuș n-a fost propriu-zis respins, a fost retras de statul român pentru că s-a considerat că nu este destul de reprezentativ, că nu sunt date toate argumentele și că decât să fie respins de către comisie, mai bine va fi făcut mai puternic, mai convingător. Și acest lucru ne-l propunem în perioada următoare.